George Andron, Key Account Manager pentru culturi speciale, compania Syngenta. Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre protecția culturii de viță de vie. Este foarte important să începem cu o aplicare corectă a produselor de protecție a plantelor și să poziționăm corect un produs de protecție a plantelor. Aici vorbesc de prima perioadă în care folosim produse de contact, cum este Tiovit Jet pentru făinare. Este foarte important ca făinarea să o luăm încă din fașă, să controlăm foarte bine făinarea încă de la început, după care problema numărul 1, aș putea spune, în vița de vie este mana. Pentru că vedem în fiecare an, mana viței de vie se dezvoltă foarte mult, apare din ce în ce mai mult, mai pregnant. Avem primăverile foarte umede, vedem că în lunile aprilie, mai foarte mari cantități de apă, de aceea, în prima parte, recomandăm produsul Ridomil Gold, care este un produs cu sistemie totală, are o sistemie atât bazipetală cât și acropetală, practic acest produs se duce și pe noile creșteri. Și vorbeam de umiditatea foarte ridicată din timpul, din prima parte de vegetație, din timpul înfloritului. Aici este foarte bine poziționat produsul Pergado F, un produs pe bază de manipropamid, care practic suntem singura companie care spunem că puteți aplica un produs pe timp de înflorit. Acesta este Pergado F, un produs care îl puteți aplica înainte de înflorit și după înflorit. Două tratamente sunt recomandate cu produsul Pergado F. Dacă dumneavoastră aveți probleme și cu făinarea, atunci aducem în completare produsul Topaz pentru a controla și făinarea. După care, în perioada următoare de creștere intensivă a boabelor, după scuturat, practic aplicăm produsul Universalis, un produs complet. De această dată acesta combate atât mana cât și făinarea cu un efect secundar pentru putregaiuri. Vorbind de putregai, este foarte important ca înainte de compactare, practic, să aplicăm produsul Switch, un produs specific pentru putregaiuri. Acesta are ca substanță activă ciprodinil și fludioxanil. Practic, o substanță activă rămâne în sistemie și una face curățirea din interiorul ciorchinelui. Aici este poziționat produsul. Înainte de compactare, aplicăm produsul Switch, după care vedem că în fiecare an avem probleme cu molia. Ne trebuie un produs specific pe molie care să combată toate stadiile larvare și noi suntem singurii care putem să acoperim combaterea tuturor stadiilor larvare cu produsul Afirm. De aceea, când aveți dumneavoastră probleme cu moliile, mizați pe Afirm pentru că o să faceți curățenie în via dumneavoastră.